început ziua cu copoazul. Așa arată fructul de copoazul. Înăuntru sunt mici semințe care au o pulpă care arată în acest fel și sunt foarte dulci și în același timp acrișoare. Are gust de gumă turbă. Ce liber poate să fie Paștele! Ce arhitectură! Manaus! Partea nevăzută a Amazonului. Sub acest poduleț este un lac plin cu gunoaie. Orașul super pustiu astăzi. Am fost până în port, vroiam să facem un tur spre un trib, dar după aia ne-am dat seama că e super fake, că și au costume pe ei. Am citit pe net, am văzut că au animale, șerpi, tot felul de animale, papagali, și țin acolo prinși ca să facă turiștii poze cu ei și am dat skip într-un final. Și orașul arată cam așa ceva în Vinerea Mare. Un gol total. Dacă trece un om pe stradă, e... E sărbătoare. E sărbătoare. Trebuie să ne mutăm pe altă planetă. Da, și am avut acum o discuție că e prea mult gunoi peste tot. Și în portul din Manaus, care te gândești, wow, în Amazon, inima Amazonului, și dacă mergi în portul tu vechi, e o mizerie totală. De nedescris. Am vrut să mâncăm un pește și nu se putea sta de el. Ce gunoi era și cum mirosea, inimaginabil. Și după ne-am gândit că nu cred că mai are vreo șansă omenirea, adică pe viitor o să fie super mult gunoi peste tot și cum nu se fac programe guvernamentare sau guvernul să aplice niște măsuri super drastice sau să găsească niște soluții, nu cred că se poate rezolva problema asta, cel puțin în următorii 20-30 de ani. Și asta ne-au confirmat și cei de la centrele mari de research unde am fost și anunțau că până în anul 2050 o să fie haos general. După cum se poate observa, peste tot numai pe noi. Hai să zicem că aici astea sunt probleme, aici e problema. Unde? Uite, a, da. Uite. Da, hai să zicem că astea, gunoiile astea, e problema statului și a guvernului. Uite. Unde? Uite. Îl vezi? Da, îl văd. Bă, șoricel. Da. E nasol că lumea încă nu a învățat, uite-te, și tu cum mă pun. La aruncă peste tot. Și cu barca cu care am venit. Da, nu știu, sunt oameni super neevoluați. Aruncă pe jos oriunde, în barcă, oriunde, în barcă aruncau în apă. Trăim într-o lume pierdută. Fix în toată pustietatea asta un om muncește, care ia gunoiul. Dar sunt prea puține, asta-i treaba, ar trebui guvernul să angajeze super mulți. Singurii care mai fac curățenie sunt reciclatorii din Sud America care caută plastic sau metal din cauza că ei au foarte multe plastice și cutii de suc, de bere. Și sunt peste tot cu staci în spate, reciclează cutiile de bere. Eu prețul da, Eva. Si, ne-am luat un mare coconut. Agora. Muy grande. Coco
balconat cu scaun. Ce diferență între centru și dacă mergi puțin mai încolo, se schimbă peisajul. Dar cum turistul nu merge puțin mai încolo, tot e bine și frumos. Chiar perfect. Tarta de banane. Faimosul ceas. Muzică bisericească. Locul unde piticii ridică zmeul.